Stimate domnule profesor Paul Farcaș, stimați invitați, domnule manager al Centrului de Cultură și Art al județului Sălaj, vă mulțumim că ne-ați dat prilejul să participăm la această conferință a domnului profesor Paul Farcaș. Este important că astăzi la Șibleu Silvanii, Muzeul Holocaustului, Centrul de Cultură și Art al județului organizează acest eveniment. Le mulțumesc celor care participă la această sesiune, sper să aveți și întrebări. Eu vă spun bun venit în calitate de director al Muzeului Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord. După cum bine ați constatat, vă aflați într-o veche sinagogă construită în perioada anilor 1876 și care aparținut și aparține comunității evreilor din orașul Șibleu Silvaniei. Este o clădire monument istoric care a reușit să fie salvată în anul 2004 prin intervenția familiei Hecht cu ajutorul familiei Gross din Ușfalău. Este o istorie destul de complicată, nu vreau să lungesc eu lucrurile pentru că ne aflăm astăzi aici în fața dumneavoastră cu această conferință, nu cu istoria sinagogii și a muzeului. La finalul intervenției domnului profesor Paul Farcaș, o să-l invit pe președintele comunității evreilor Dan Haas să rostim un Elma Lei Rahamim și să ne aducem aminte că în lunile mai ale anului 1900, luna mai ale anului 1944 a fost momentul în care a început tragedia evreilor din Transilvania de Nord. 19 martie 1944, odată cu anexarea Ungariei de către Germania nazistă, a fost impusă soluția măsurii finale. Cred că sunt lucruri despre care domnul profesor ne va relata astăzi. Ne referim la aceste comunități importante din Transilvania de Nord, pline de viață, care și-au desfășurat activitățile și au contribuit la dezvoltarea orașelor și a zonelor din Transilvania de Nord și care în acea perioadă a anului 1944 au fost îmbarcate sau acei oameni evrei au fost îmbarcați în trenuri pentru transportul animalelor și deportat. Încă o dată țin să mulțumesc pentru implicare și primăriei și Leo Silvaniei, Centrului de Cultură și și special grupului de voluntari, elevi ai Colegiului Național Simeon Bănuțiu și a instituțiilor de învățământ din Șibleu Silvaniei, tinerilor, invitaților și participanților. Îi dau cuvântul domnului manager Daniel Soca pentru următoarea parte a acestui eveniment. Bună ziua! E ciudat și, în același timp, nu e ciudat să povestim sau să vorbim despre moarte. Asta facem fără să știm aproape în fiecare zi a existenței noastre fizice. Ieri mi-am îngropat cel mai bun prieten al meu și mă gândeam și astăzi în drum spre Șibleu Silvaniei că, de fapt, noi mai mult povestim despre moarte. O fi moartea o trecere sau nu fi o trecere, rămâne de văzut. Au fost o duzină sau zeci de duzini de filozofi, de teologi care s-au exprimat în acest sens. Astăzi vă propunem o conferință despre zile negre în istoria evreilor din Transilvania de Nord a profesorului dr. Paul Farcaș. Un eveniment organizat de Centrul de Cultură și Art al Județului Sălaj, în parteneriat cu Primăria Orașului Șibleu Silvaniei,
cu Muzeul Memorial al Holocaustului în Transilvania de Nord, cu Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Șibleu Silvaniei și scriitorul Flavius Lucăcel. Despre profesorul Paul Farcaș o să vă spun doar câteva cuvinte. A absolvit Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, specialitatea engleză-română în 1971. Este doctor al aceleași universități în literatură engleză contemporană în anul 2009. Și cel mai important lucru, a îngrijit și a prefațat cartea Întoarcerea din Iad de Ali Steinmetz, o carte apărută la Editura Limes din Cluj în 2016. Carte care practic este motorul acestei conferințe și mă bucur că această carte cutremurătoare va fi prezentată aici în această expoziție despre drama evreilor și nu numai evreilor din Transilvania de Nord. Eu mă bucur de această colaborare, sper că în perioada viitoare să putem face cât mai multe lucruri asemănătoare împreună. Dacă Flavius Lucăcel vrea să spună câteva cuvinte despre domnul Paul Farcaș, îl invit la microfon. Bună ziua! Mulțumim domnului primar că este cu noi, mulțumim comunității că este aici. Aș vrea să spun, Paul Farcaș este genul de om pe care ți-l dorești ca prieten în primul moment când l-ai cunoscut. Îți dorești să fie prieten. Pentru că este un om de o bunătate și de o noblețe aleasă. Eu l-am cunoscut datorită unui prieten comun, Radu Țuculescu, cu care colaborează de mulți ani. Ne-am întâlnit pe urmă în Israel de multe ori și mi-am dat seama că avem nevoie de oameni ca Paul Farcaș enorm, pentru că este, în primul rând, un ambasador al României excepțional în Israel. Promovează cultura și valorile românești ca nimeni altul. Vorbește despre România cum n-am auzit politicieni români să vorbească despre România în afara țării. Și este implicat în viața culturală a Israelului și a României în egală măsură. Este implicat în traducerea poetei Ana Blandiana, alături de prietenul lui Moshe Itzaki, care este decan la un colegiu din Israel. S-a ocupat de alcătuirea și de traducerea antologiei Echinox, poeților echinoxiști. Este implicat și într-un proiect de al meu, Vecinii, care este legat de drama evreilor din satul Aluniș, comuna Benesat. Este implicat în contacte cu orice român care vine în Israel și are nevoie de un ghidaj, de un ajutor, de orice tip de informație, prietenie, își face timp și ajută pe toți. Îi mulțumesc că m-a acceptat ca prietena lui și doresc să... Este implicat în relațiile de prietenie dintre Sighet și frățirea Sighetului cu un oraș din Israel. Este implicat în multe lucruri. Bună ziua! Mă auziți bine? În primul rând, sunt emoționat că mă aflu aici, în Șimleul Silvaniei și pot să vă vorbesc puțin despre ceea ce s-a întâmplat cu o persoană în timpul Holocaustului. O persoană care trăia la Cluj, o persoană care a avut o odisee extraordinară și care a avut șansa mare să scape din acest iad. Practic, cuvântul iad nu l-aș fi folosit în titlul cărții dacă el n-ar fi folosit cuvântul el însuși. A folosit cuvântul în jurnalul pe care l-a scris la întoarcerea din Mauthausen. În primul și în primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor celor care m-au invitat. În primul rând, prietenul meu bun, Lucăcel, care pentru mine este ca un meșter Manole, este și pietrar, printre multe altele. Îi mulțumesc mult domnului primar
că a venit și participă la această întâlnire și domnul Segerean, dacă am zis bine cuvântul, numele, domnului președinte Haas și domnului Daniel, nu-l mai văd, da, sunteți acolo, pentru generozitatea și bunăvoința de a mă privi, de a mă primi și de a mă asculta. Sunt copleșit de atâtea idei și gânduri și nu știu cu ce să încep, dar voi încerca totuși să mă rezum la un timp care să nu vă rețină prea mult. Cred că maxim o jumătate de oră este bine, nu? Cum a luat naștere această carte pe care eu am îngrijit-o, pe care am prefațat-o și postfațat-o cu anexe și la care și-a dus contribuția domnul rector Ioan Aurel Pop, actualmente președintele Academiei Române. Încă din anii în care m-am însurat cu soția mea, fie iertată pentru că a plecat printre cei a plecat din viață, se vorbea în familie de un jurnal. De un jurnal de lagă. Nu prea înțelegeam eu despre ce e vorba, după aia încet, încet am început să înțeleg. Jurnalul între timp a dispărut. Acest jurnal a fost scris de protagonist, de Olli Steinmetz. El a plecat în Israel și l-a lăsat unui alt frate în 1962 și acest frate a plecat în Israel și l-a lăsat familiei soției mele. Era un rudiț. Cel care l-a scris era un unchi de-al doilea de-al soției. Jurnalul între timp a fost luat de prietenele soției și citit și pur și simplu a dispărut. A dispărut cam vreo 45-50 de ani. Între timp am încercat să-l căutăm. L-am căutat peste tot, dar nu l-am găsit. În anul 2005, o prietenă a soției care ne-a vizitat în Israel, înainte de a veni cu vreo săptămână, două, mi-a dat un telefon și mi-a spus am găsit jurnalul. Jurnalul a fost găsit în colecția de rebus a unui frate care se muta de la Reșița la Timișoara și care a întrebat, bineînțeles, ce fac cu jurnalul lui Olli. L-a primit prin poștă, iar eu am rugat-o să nu cumva să îl trimeată, ci să meargă la Timișoara la celălalt frate și să aducă în Israel. Pe undeva încep sfârșitul și nu cu începutul, dar este important să fac această mențiune pentru că jurnalul întotdeauna a creat emoții deosebite. L-a adus în Israel, am adunat toată familia, fiul și fiica lui Olli trăiesc și i-am invitat. Știau de jurnal, dar nu aveau idee unde se află. Am plecat, ei au început să plângă pe alimente. Uite așa a început ultima parte a acestui jurnal, care a fost predat la Muzeul din Israel, a fost tradus în ebraică și dat o copie la Yad Vashem. Bineînțeles că majoritatea, știți ce înseamnă Yad Vashem, este cel mai mare muzeu al Holocaustului din Ierusalim. După aceea, eu l-am tradus în limba engleză, există o copie în limba engleză, însă va trebui să îngrijesc această copie și, eventual, cineva vrea să publice pe undeva, voi publica și în limba engleză. În 2016, editura Limes a publicat acest jurnal și sunt recunoscător lui Mircea Petean, care este editorul șef și care a
care și-a făcut școlile începând încet la Copacu și la Sibiu. Ea, după armata, pe care a servit-o în armata română, prin anii 30, s-a tras la Cluj și a început să locuiască la Cluj. Ca profesie, era un tocilar. O meserie simplă, dar extrem de importantă în acele ani. Astăzi nu cred că mai sunt. Oameni care se duce la meseria aceasta, sau probabil că da, dar pe undeva l-a ajutat această meserie în anii de privoare. Oli Steinmetz, în anii 30 la început, s-a îndrăgostit de o femeie care își vizita rudenile din Palestina, mai atunci, Israelului. S-au căsătorit, au avut un băiețel, iar în 1941 a fost concentrat la o unitate militară a convenților în Baia Mare. Practic, ei credeau că vor face exerciții militare și așa mai departe, dar totul s-a rezumat la, cum să vă spun, muncă forțată, bătaie de joc, îi puneau, așa cum scrie în jurnal, îi puneau iarna să scoată bolovan din albia râului, cu mine, și îi băteau și așa mai departe, îi înfometau. Deci, în 1941 a fost concentrat, a fost dat prin tot Ardealul, la un moment dat au fost înhatiruiți la Gheorgheni, și el a avut oarecumva noroc în Ardeal, în perioada pe care a servit-o în Ardeal. De ce? Pentru că era un om deosebit de ordonat, un om cu o logică deosebită și meseriaș pe deasupra, a avut grijă de depozitele de alimente ale armatei, dar după un an și ceva, când au început să se retragă spre vest, în Ungaria, lucrurile s-au schimbat. În Ungaria a fost supus unor lipsuri împreună cu ortacii lui cu care era și trebuiau să stape tot felul de șanțuri și întăriri și așa mai departe. Nu li se mai dădea de mâncare. Deci, în Ungaria, deja lucrurile au luat o întorsătură foarte tristă. Au ajuns în Ungaria pentru că armata sovietică de atunci înainta. Deja e vorba de perioada de, din 1943. Și toți se refugiau. Până la urmă, perioada ungurească care era deosebit de dificilă și unde avea de-a face cu partea cea mai violentă a hortiștilor care erau Niloșii, a supraviețuit printr-o mare minune. Ortacii lui era cu 14 prieteni de la Cluj, mureau pe rând, adică erau omorâți sau mureau de foamete, sau din cauza bolilor. Lucrurile s-au încheiat într-un fel printr-un marș forțat de la hotarul Ungariei cu Austria până sus, până în Mauthausen. Povestește aceste lucruri foarte simplu, într-o limbă română clară, care nu e împodobită, nu este plină de pasiuni și de ură și așa mai departe. Nu există niciun fel de ură în ceea ce spune. Doar povestește și firul acesta continuă până la sfârșitul perioadei lui în lagăr și până când a ajuns înapoi la Cluj. În marșul acesta forțat, în așa zisul marș al morții, pentru că într-adevăr era un marș al morții, în acest marș nu se ocupa de ei nimeni decât să-i țină la oaltă, dar fără mâncare, fără
nimic altceva, fără nicio îngrijire, nu aveau niciun fel de acoperiș asupra capului. Pur și simplu mărșăruiau prin Austria până au ajuns la Mauthausen. Fac o mică paranteză. Ceea ce transpare din jurnalul lui în perioada austriacă sunt brazii, brazii deosebiți pe care vedea pe marginea drumului în stânga și în dreapta. În 1980 și în 1980, cam așa ceva, când copiii erau destul de măricei și se plimba cu ei în Haifa, pentru că la urma urmei a ajuns la Haifa, se plimba prin parcul Carmel, un parc foarte mare, natural. Copiii, copilașii lui, găseau niște conuri de brazi, de conifere, nu brazi, că nu avem brazi, dar avem din familia brazilor. Spărgeau aceste conifere și înăuntru, în aceste conifere, în unele conuri, există sâmburi. Sâmburi mici, de culoare albă, sâmburi plini de ulei, din care, în partea mea a lumii, în Orientul apropiat, se folosesc pentru anumite mâncăruri. Se amestecă și cu orez și cu alte mâncăruri. În engleză, aceste fructe se numesc pine nuts. Foarte simplu. Văzând ceea ce a văzut din partea copiilor, s-a enervat. În loc să se bucure, s-a enervat. Dar rău de tot, pentru că le-a zis copiilor și altora, uite, dacă știam în Austria că există așa ceva, aș fi putut salva câteva vieți. Deci el asta se gândea, că n-a salvat câteva vieți. Asta ca o paranteză, deși nu e sigur că în conurile brazilor din Austria ar fi găsit ceva înăuntru. Mergând mai departe și ajuns la Mauthausen, totul era, tot spectrul care era în fața lui era spectrul morții. S-a vorbit acum de moarte. Bineînțeles, cu toții știm că moartea este urmarea vieții și într-un anumit moment dat, cu toții trebuie să plecăm dintre cei vii. Dar maniera în care frații lui și prietenii lui au trebuit să moară a fost o manieră violentă, inexplicabilă, care nu se face. Erau pur și simplu trași pe marginea șanțului și împușcați în ceafă sau, știu eu, dacă se desprindeau de coloană, trăgeau în ei. Povestește câteva chestiuni foarte simple. În jurul orașului Nyíregyháza din Ungaria, nieloșii i-au luat la un control corporal. I-au dezbrăcat în pielea goală, le-au luat hainele, au căutat tot felul de obiecte, le-au confiscat, unei aveau brigege mici sau știu eu ce alte obiecte, cărți de rugăciune și așa mai departe. El avea cusut în centura lui o verighetă. Verigheta cu care s-a însurat. A zis că o coase acolo pentru că nu se știe niciodată când o va pierde și cine i-o va fura. Niciodată nu i-au găsit verigheta. A mers în continuare, iar în ultimele clipe de lagăr în Mauthausen s-a gândit prima dată ce ar fi să schimb verigheta pentru 400 de grame de pâine. Dar n-a făcut-o până la urmă. De ce? Pentru că și între evrei erau oameni câinoși care pur și simplu se foloseau de ei și zicea, uite, sunt evrei polonezi care vin cu pâinea și de fapt când desfaci ziarul sau știu eu, hârtia în care au împachetat pâinea, vei găsi o bucată de lemn. Deci, n-a vrut să schimbe. Mai bine a răbdat de foame, la limită, decât să piardă verigheta cu care s-a însurat. Mauthausen nu a fost eliberat de americani. Bineînțeles că în ziua eliberării toți se năputesc la tot felul de conserve,
tot felul de mâncăruri. Majoritatea care fac treaba asta mor. Pentru că ei nu sunt, organismul nu mai e obișnuit câțiva ani cu mâncarea și o lovitură directă de mâncare te distruge, pur și simplu nu reziști la așa ceva. El s-a îmbolnăvit foarte rău, dar de data asta nu pentru că a mâncat, ci pentru că a luat un microb atunci, pe vremea aceea, în al doilea război mondial și după, exista o epidemie de tifos exantematic foarte mare peste tot, din cauza mizeriei, din cauza slăbirii organismului, bacteriilor și așa mai, a apei infestate și așa mai departe. S-a îmbolnăvit și l-au luat în ultimă instanță la un spital local, unde culmea a fost îngrijit și readus la viață, ghiciți de cine, de un medic german, poate chiar din partidul nazist, nu se știe. După ce s-a întremat, câteva luni a stat până când s-a întremat, după aceea a trebuit din nou să o ia pe jos până la Viena, iar de la Viena i-au găsit un loc pe un tren la Budapesta și așa mai departe la Oradea și la Cluj. La Cluj a ajuns să fie cazat, unde erau cazați toți tinerii care se întorceau din lagăre, la Vila Petru și Pavel, care e pe undeva lângă liceul Bălcesc, în spatele pieței Mihai Viteazu, dacă bine spun. Andrei, corectează-mă dacă greșesc. Și unde primeau cazare, dar trebuia să-și plătească cazarea prin muncă, trebuia să muncească. Jurnalul se încheie și aș vrea să citesc o mică parte, cum se încheie, mai o clipă. Poate mai rămâneam, citesc, poate mai rămâneam multă vreme dacă nu ar fi venit rușii care au primit o jumătate din orașul Linz, din coace de Dunăre. A venit la noi un capitan rus, i-am spus cine suntem, a și dat ordin ca a doua zi, davai. Am venit pe jos 6 zile, nefiind cale ferată, iar de la Viena am primit un tren. Cu o pauză de câteva zile la Budapesta am sosit în țară prin Oradea în ziua de 20 august 1945, cu o zi mai târziu la Cluj, unde am fost primiți într-o vilă, Petru și Pavel, și ne simțeam ca niște drumeți care vin din lumea cealaltă. Oameni obosiți care nu mai doresc de la viață altceva decât liniște și pace. Așa încheie, așa încheie jurnalul, fără pic de ranchiună, doar faptic constată. Aș vrea să mai citesc o mică, să zic așa, un mic citat dintr-un articol pe care l-a scris Radu Țuculescu în jurnalul săptămânii de la Tel Aviv, în care scrie cum vede el și cum vede el treaba asta. Va trebui să caut pe telefon, dar am la Radu l-a impresionat povestea cu Verigheta. Pentru mine însă jurnalul lui Olli Steinmetz, dincolo de cutremurătoarele sale de stăinuiri, este și o subtilă poveste de dragoste, profundă, duioasă și dramatică totodată, demnă de a fi reluată de pana unui romancier ori de imaginația unui cineast. Inelul de căsătorie cusut în cureaua pantalonilor, verigheta lipită de trupul autorului, martoră mută, ascunsă a atrocităților, a momentelor de mici bucurii, a nebuniei războiului, a trădărilor și a gesturilor de prietenie, verigheta simbolul unei iubiri care înfruntă răutățile lumii și pe care nici o percheziție, cât de meticuloasă ar fi fost ea, nu o va găsi, căreia nici un torționar nu-i va putea distruge strălucirea, tainica strălucire a dragostei. Verigheta care îl va îmbărbăta pe Olli constant, care îi va da putere să reziste și să spere până la capăt. Doar el
autorul are această comoară. Doar el este stăpânul acestui inel magic, simbol al puterii dragostei. Paginile jurnalului Holly Steinmetz se citesc pe nerăsuflate, iar cuvintele finale despre cel puțin, despre cei puțini care au supraviețuit, sunt relevate. Relevante, mă scuzați. Citesc. Oameni obosiți care nu mai doresc de la viață decât liniște și pace. De fapt, am citit acest capitol. Jurnalul acesta a fost perceput de majoritatea oamenilor care au citit la justa sa valoare. Rectorul Universității Babeș-Bolyai, domnul profesor Ion Aurel Pop, a reținut în special lipsa limbajului răzbunător, lipsa dorinței lui Holly Steinmetz de a se răzbuna. Însă, există aici un însă foarte mare. Atât Holly Steinmetz, care a decedat în 1984 la Haifa, cât și foarte mulți alții care mai trăiesc și sunt octogenari sau chiar nonagenari, nimeni, de fapt, nu poate uita ce s-a întâmplat. Și chiar dacă a supăra, să zic, pe unii care au alte idei, că mai sunt și tot felul de oameni, dar marea majoritate a oamenilor, peste 90%, sunt de acord cu mine, că nu trebuie să uiți așa ceva. Pur și simplu, nu poți să uiți faptul că după cedarea Nordului Ardealului în 1940 și după intrarea oastei ungurești, practic erau hurtiștii și practic erau nilașii, dar nu numai ei, că nu putem să îi învinuim pe toți, este imposibil și nu este just să îi învinuim pe toți, pentru că la urma urmei s-a arătat aici, domnul președinte, mi se pare, am spus că decizia soluției finale a fost, de fapt, de la Potsdam din Germania, a lui Hitler și a acoliților lui. N-a fost a hortiștilor și n-a fost, știu eu, a Ungariei. Deci, trebuie să nu uităm niciodată. Ranchiună și sentimente de ură sau de nu știu ce, ar fi o mare greșeală să purtăm așa ceva în suflete. Deși eu vă spun că toți cei care suntem mai în vârstă, am fost atinși de aceste orori. Mătușa mea bună, sora cea mare a mamei, trăia la Oradea. La fel ca Oli, soțul ei a fost luat la muncă forțată. A supraviețuit și el, însă nu și-a mai găsit soția. De ce? Pentru că odată cu începerea deportării în vagoanele de marfă, în vagoanele de, zic unii, în vagoanele de animale, către Auschwitz-Birkenau, au luat-o și pe ea cu cei doi copii mici. Unul de 4 ani, iar fetița de 6 luni. Și nu s-a mai întors. Deși, după cedare, părinții mei, toate rudenile mele, au reușit să ajungă la ea prin intermediari și au rugat-o să vină la Beiuș, pentru că Beiușul a rămas în România. Însă a zis așa, cum o să merg eu la Beiuș când avem casa, avem tot ce ne trebuie, toți cei care conduc acum soarta Ardealului de Nord sunt foarte juști cu noi și nu ne fac nimic rău. Dar uite că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. La fel și Holly Steinmetz, când s-a reîntors la Cluj, n-a mai găsit nici locuința lui, nici nimica în casă și nici soția și copilul care între timp au pierit la Auschwitz. Interesant de menționat aici că atunci când s-au căsătorit la începutul anilor 30, era firesc să se întoarcă soția în Palestina. A ajuns la Haifa,
Iar englezii le-au spus soției și copilului, voi doi intrați, el se întoarce de unde a venit. Așa încât ea n-a acceptat acest lucru, s-a întors la Cluj și a pierit la Auschwitz. În 1946, după ce și-a scris jurnalul, el n-a mai vrut să vorbească, precum foarte mulți alții, n-a mai vrut să discute despre ce i s-a întâmplat în timpul acestei prigoane, în timpul muncii forțate. Și eu am cunoscut destul de mulți care au fost în lagăre și chiar s-au întors de la Auschwitz și pur și simplu refuzau să discute ce li s-a întâmplat. Întotdeauna m-am întrebat și mă întreb în continuare și niciodată n-am un răspuns exact de ce au refuzat acest lucru. Dar unul dintre răspunsuri trebuie să fie, și l-am aflat totuși, se simțeau vinovați, deosebit de vinovați. Uite că noi am supraviețuit, oare de ce am supraviețuit? Ce am făcut eu mai bine decât ceilalți care au murit? De ce mi-am murit acolo ca să am și eu soarta lor? Deci, Oli a scris jurnalul, l-a dat la o parte, așa cum v-am spus la început, l-a dat fraților și și-a luat noua soție, pentru că s-a însurat în 46, și a plecat din nou în Israel. În 46 încă nu era Israel, era tot Palestina. Palestine. Și nume foarte faimos dat de romani. Pentru că numele inițial era Iehuda și Samaria. În fine, au ajuns din nou la Haifa și din nou au fost refuzați, nu li s-a dat voie să intre, dar de data aceasta n-au fost întorși în România, ci într-un lagăr de concentrare în Cipru. Englezii au, nu știu de ce și cum, au construit lagăre în Cipru, care e foarte aproape de Israel, și au stat acolo cam din 47, începutului 47, până în decembrie 49, când li s-a dat voie să intre în Israel. Acolo li s-a născut fiica Rahel și mai târziu la Haifa băiatul Dov, Dubi. Deci el practic din anii 30 până în 1949 a peregrinat, n-a putut să intre în Țara Sfântă. Dar în 49, când a intrat în Israel de data aceasta, pentru că nu mai răspundeau englezii de intrarea a oamenilor în Israel, el a dus aceeași viață de om cinstit, de meseriaș, și s-a așezat exact în Haifa, într-un cartier al arabilor. Arab creștin, arab musulman, n-are importanță. A stat printre ei și a deschis acolo un atelier de tocilar și pur și simplu a înflorit. S-a înțeles cu toată lumea și n-au fost probleme deloc. A fost un om de care era mare, mare nevoie. Ce să-i faci că la un moment dat te mai și îmbolnăvești sau mori? Cam asta este povestea, pe scurt. Dar despre Holocaustul din nordul Transilvaniei, eu nu cred că trebuie să vă vorbesc prea mult, pentru că dumneavoastră deja știți că cei 166.000 de evrei care au fost duși la Auschwitz s-au întors, din păcate, câteva mii numai. Majoritatea evreilor care au fost luați ca grup de evrei compact au fost pe linia Sighetul Marmației, Vișeu de Sus, Borșa. Acolo au fost aproximativ 40. Sighetul Marmației a fost un oraș eminamente evreiesc în vremea aceea. După aceea, desigur, aici în Sălaj, în Șimleul Silvaniei și peste tot în Sălaj. Și ca să nu mai vorbim de Cluj, de Oradea, asta este situația. Ce aș putea să vă mai spun, la ceea ce s-a referit prietenul meu bun, Lucrăcel, într-adevăr, am încercat în Israel,
Am ajuns în 1986, plecând cu familia mea, din, în mod oficial, bineînțeles, și pe atunci tovarășii m-au întrebat dacă vreau să renunț la cetățenie. Și mi-am spus foarte clar, de ce să renunț la cetățenie? M-am născut aici, pe aceste plaiuri, am învățat limba română, cunosc cultura românească, cunosc religia ortodoxă, cunosc totul aici. Pentru ce? Am primit lucruri, numai lucruri bune, de ce să arunc o cetățenie? N-au avut argumente, nu mi-a luat cetățenia. Ați lua cetățenia, ar fi însemnat pentru statul român de atunci câteva mii foarte bune de lei, pentru că trebuia să plătești ca să renunți la cetățenie. Eu am văzut treaba asta nu sub formă de bani, ci am văzut-o sub formă de cu totul altceva. În Israel a fost o perioadă foarte dificilă. După ce în România eram consacrat, eram asistent universitar la Institutul de Învățământ Superior din Pitești, din Argeș. A fost foarte greu, pentru că în anii 80, când am ajuns eu în Israel, evreii din România, deși în mod oficial au fost considerați foarte prețioși și au primit toate drepturile, recunoscuți ca studii și ca tot, totuși populația, o parte din populație, pe undeva te luau în... făceau glume proaste câteodată. Deci, cred eu, stereotipul există oriunde în lume. Eu cred că le-am trecut cu un zâmbet olimpian, nu mi-a păsat, iar unde trebuia să dau o replică, întotdeauna am dat o replică. Și întotdeauna am spus, domnilor sau doamnelor, greșiți, pentru că nu aveți habar ce vorbiți. Nu știți nimic. Așa cum îmi pare foarte rău că în zilele noastre, în multe țări din vestul european în special, când se scrie la modul peorativ despre Israel și despre tot ceea ce facem noi, se greșește. Adică nu au habar ce spun. Cam atât voiam să vă spun. M-aș bucura foarte mult dacă mi-ați spune niște întrebări, dacă ați avea întrebări. Deci, ceea ce vreau eu să transmit e că, înainte de a te aventura într-o afirmare, în niște judecăți, ar fi bine totuși să stai de vorbă, să stai jos, să stai de vorbă cu omul și să-l întrebi. Și dacă după aceea totuși găsești că ai dreptate, spune sus și tare că ai dreptate. Cam atât. Vă mulțumesc foarte mult. Toate relațiile. Poate fi comandat online. E ușor de comandat și mă rog, nu știu cât costă, nu mă pricep, nu m-am ocupat de treaba asta. 15 lei. Bun. Urmează să mai scoateți încă o carte despre tragedia copilor din Salaș? Ar fi nejust să mă ocup eu de treaba asta, pentru că nu sunt de-al locului și trebuie să studiez întâi ca să scot ceva. Însă, eu am studiat problema în ansamblu, în Ardealul de Nord. Și în Ardealul de Nord este o mare tragedie și trebuia să spun asta și îmi cer scuze
N-a fost numai populația evreiască, bineînțeles, deși tema noastră este populația evreiască. Populația românească a suferit foarte, foarte mult. Au fost foarte mulți care au fost executați, care au fost schingiuiți și așa mai departe. Deci nu trebuie să uităm niciodată chestiunea asta. Aș putea să dau exemple și să vorbesc despre aceste chestiuni, dar nu cred că este rolul meu acum să fac aici un fel de judecată ad hoc, ci să vorbesc despre jurnal. Asta mă interesează pe mine la ora aceasta. Las treburile acestea istoricilor, că ei sunt mai buni ca mine și au datele și pot să le prezinte cu mai mare ușurință, zic eu. Da, ascult. Îmi pare foarte bine că văd atâta tineret. Eu am o mică experiență la catedră de 48 de ani și este ultimul an când am mai acceptat, pentru că sunt la pensie cam de vreo 3 ani, dar n-am fost lăsat în pace și nici eu nu m-am lăsat, autolăsat în pace, deci am acceptat invitația directorului meu și anul acesta am avut o clasă de a 12-a la noi în Israel, care este o clasă terminală și la noi sistemul e că după ce îți dai bacul la engleză, nu mai sunt cursuri, nu mai vine niciun elev la cursuri după bacul de engleză. Nu vreau să creez aici, știu eu ce, dezordine școala românească, pentru că n-am această intenție. Dar așa se întâmplă și deci am putut să vin în această călătorie. Directorul mi-a spus că ai binecuvântarea mea și du-te și dacă poți, aranjează o colaborare cu un liceu din Cluj. Am aranjat această colaborare. Deci îmbinăm utilul cu plăcutul. Îmi pare foarte bine că văd elevi. Eu cred, așa cum îi văd eu, sunt elevi de a 11-a, mi se pare, și a 10-a. Da? Cam așa ceva. La noi, a 10-a e la 14-15 ani. Voi sunteți ceva mai mari, nu? Puțin mai mari. Deja vă puteți da examenul de conducere. Știu că asta e una din chestiunile cel mai importante. Vă mulțumesc din nou. Și să conduceți cu variații atunci. Și ne simțim extrem de onorați și cred că și profesorii care sunt în sală, elevii lor, de asemenea, se simt onorați să vă avem ca oaspete astăzi în Muzeul Holocaustului din Transilvania de Nord. Este într-adevăr, ați spus la un moment dat, să nu uităm. Este, cred că, ceea ce își dorea și Ali Steinmetz și foarte mulți dintre supraviețuitorii Holocaustului. Să nu uităm cele întâmplate. Este de datoria noastră ca, nu doar în această lună mai, să ne aducem aminte de tragedia evreilor din Transilvania de Nord, ci în fiecare zi. Este un imbolt la care avem de meditat și cred că și astăzi supraviețuitorii Holocaustului ne îndeamnă. Ca Ali Steinmetz avem și noi o Eli Berkovitz Gross, o supraviețuitoare care trăiește la New York și care a scris sute de pagini dintr-un jurnal experiența de viață în timpul Holocaustului. Iată-ne că suntem la acest moment și revin iarăși la luna mai, pentru că luna mai este extrem de importantă în comemorarea victimelor Holocaustului din Transilvania de Nord. A fost momentul în care au evreii de aici au fost deportați în lagărele de exterminare și concentrare naziste. Aș vrea să vă mulțumesc încă o dată pentru că ați acceptat și să participați în muzeu la această prelegere, prezentare a unui jurnal al supraviețuitorului Ali Steinmetz. Și aș dori să-l invit pe domnul primar Septimiu Țurca să ne spună câteva cuvinte în calitate de reprezentant al orașului și Mileu Silvaniei, un oraș care găzduiește singura sinagogă din județul Sălaj la ora actuală, transformat în anul 2004 în
primul muzeu al Holocaustului din Transilvania de Nord și la acel moment și din România. Domnia sa știe foarte multe și este un apropiat al muzeului, participând la absolut toate proiectele care s-au realizat prin intermediul, muzeului și Asociației Hebraica care administrează acest muzeu. Vă mulțumesc, onorată asistență, domnule profesor Farcaș. Este o mare bucurie pentru noi, în aceste puține minute, spun eu, foarte puține minute, pentru că întotdeauna când ești prezent la o activitate care îți place foarte mult și te încântă și afli lucruri noi, ți se pare că trece foarte repede. Și asta s-a întâmplat, cel puțin din punctul meu de vedere, în aceste puține minute care am stat aici. Și mă gândeam acum la un lucru care apare n-are legătură cu subiectul de astăzi. Mă gândeam că anul 2018 este foarte important pentru noi românii, fiind anul în care împlinim 100 de ani, de când suntem o națiune aproape completă. Și dacă ne gândim care e legătura totuși cu subiectul, este una simplă, din punctul meu de vedere. În primul rând pentru faptul că, având această legătură cu orașul Petah Tikva și cu liceul Brenner, cu care Colegiul Național Simeon Bărnuțiu este înfrățit, am avut marea bucurie de a vizita Israel. Ați fost. Absolut. Și în același timp am avut marea bucurie de a întâlni foarte mulți români care au trăit aici. Ca paranteză, și dumneavoastră, eu consider că sunteți cu adevărat un român și dacă v-ați dus în Israel în 86, când în 86 eu terminam liceul. Asta este o paranteză. Și am întâlnit acolo foarte, foarte, foarte mulți patrioți. Români patrioți, spun eu, și dacă sunt de naționalitate evraică, dacă vorbesc limba evraică, sunt de izraelieni, care s-au mutat în România în anii 47, 50, 60 și vorbesc o română impecabilă. O română pe care foarte puțini români din România nu o pot utiliza, pentru că nu o stăpânesc așa de bine. Lucru care l-am constatat și la dumneavoastră și mă bucur foarte mult. Eu m-am menționat puțin și am mai ratat aici. N-ați ratat absolut nimic. Și m-am bucurat și întrebam pe oameni care aveau o anumită vârstă de 80 de ani, totuși cum reușiți să vorbiți o română atât de corect. Și îmi spuneau, păi simplu, citim foarte mult, luăm ziare din România, suntem în fiecare moment cu sufletul acolo și suntem foarte bine informați cu tot ceea ce se întâmplă în România. Scriem articole în ziarele românești. Așa. Bun. Și asta este foarte important, spiritul acesta și apartenența față de locurile în care te-ai născut este foarte importantă și în momentul în care acest lucru se întâmplă înseamnă că pentru tine acele locuri au însemnat ceva și înseamnă în același timp. Apoi auzeam vorbind despre oamenii care au suferit la Auschwitz și care, mă rog, unii spuneați dumneavoastră că sunt, oarecum se simt vinovați pentru faptul că alții au murit și ei, nu? Sigur, viața este așa cum este, fiecare dintre noi am putea să gândim într-un moment dat de ce prietenul nostru a murit și n-a murit eu. Și asta până la urmă este voia celui de sus. Dar dintre patrioții români și pe mine m-au marcat doi pe care i-am prins și în viață când eram student, respectiv filozoful Țuțea și Corneliu Coposu. Am citit în urmă cu câteva zile o declarație de lui Coposu, care la un moment dat s-a întâlnit pe stradă cu torționarul lui din pușcărie, cu Vișinescu, de care a auzit toată lumea că tocmai ce l-au închis, deși are, nu știu câți are, 90 de ani, 80 și ceva de ani. Și spunea Coposu în felul următor. Zice, uite, știu că te ferești de mine, dar rugămintea mea este că dacă vreodată în viață vei fi trimis în judecată pentru ceea ce ai făcut tu oamenilor, te rog să mă chem de martor. O să vin cu mare plăcere și o să le spun că tu nu ai ce căuta la închisoare. Deci un om ca și tine care a făcut ceea ce a făcut nu poate să fie normal. Tu ai probleme de sănătate, tu ai probleme mentale și o să susțin lucrurile astea cu argumente prin tot ceea ce ne-ai făcut
tu nouă deținuților de acolo. Și asta este legătura cu ceea ce spuneau cei care au suferit și în același timp spunea Coposul că nu poartă nimănui pică și i-a iertat pe toți. Este foarte greu pentru noi, oamenii de rând, să înțelegem aceste lucruri și numai oamenii care au fost cu adevărat patrioți și rezistenți și foarte, foarte buni la suflet, cred că reușesc să facă acestea. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru aceste clipe grozave pentru noi și am aflat un puțin mai târziu, dar totuși foarte bine că am ajuns. Încă o dată mulțumesc de suflet. Vă mulțumim, domnule primar, și cu precizarea că sunt câțiva elevi din proiectul de înfrățire dintre Liceul Brenner din Petractiva și Colegiul Național Simeon Bărnuțiu aici, tocmai ce s-au reîntors din Israel și ne-au reprezentat cu succes. Ei sunt ambasadorii noștri în Israel și cei care vin din Petractiva sunt ambasadorii Israelului în România. Aș vrea să menționez și am mai spus-o și în alte ocazii, nu se poate să vorbim despre Holocaust fără a lega acest subiect de o comunitate evreiască. Și aș spune că sunt două subiecte care se leagă și sunt extrem de strânse. Nu putem să vorbim despre Holocaust fără existența evreilor, fără deportarea lor. De aceea permiteți-mi să-l invit pe președintele comunității evreilor Dan Haas să rostească rugăciunea El Malei Rahamim în amintirea tuturor celor care au fost deportați și și-au pierdut viața și să ne spună și câteva cuvinte referitoare la întâlnirea noastră de astăzi și la comemorarea victimelor Holocaustului. Bună ziua! Scuzați emoțiile și vocea. Doresc să salut pe cei care sunt în direct cu noi din Shalom Israel, Shalom Canada, Shalom Statele Unite, Baruch Hashem, Bezgat Hashem. Astăzi vom rosti rugăciunea El Marei Rahamim în memoria martirilor care au fost uciși în lagările morții, în lagările naziste din întreaga Europa. Această rugăciune o rostim în memoria celor copii tineri, mame, tați, bunici și bătrâni, care au fost uciși, mânecați, gazați, arși, îngropați de vii. Acești martiri, ei nu au morminte, nu avem unde să punem o floare, nu avem unde să punem o piatră, unde să rostim o rugăciune. Astăzi, în Muzeul Holocaustului, din Transilvania de Nord, în acest loc de comemorare, aici putem rosti, să rostim rugăciuni, ca memoria și amintirea martirilor să fie binecuvântată. El male rachamim shochem vamunim chamtze menucha nechon al kamfei chashina bemalot kedoshim techurim vegiborim כזוכר חרקיה, מזכירים, אין נשמת חדושים וחתכורים שחומתו ושנחרבו ושנשחטו ושנשרפו ושנקבעו ושנחנגו על קידוש חשם. בעבור שבלרק אתן צדק בעד חסקרת נימותיכם בן גן עדן תכה מנוחתם. לכן בנו הרחמים יסתירם בסדק נפב לעולמים ויצרור, בצרור, החיים, אין נשמותיכם, אדוני הוא נחלתם, ויענוכו בשלום על משכבותיכם, ונאמר אמן. דומה פנים דנדוררי, קרא טרונזי לנוצים, פסש גסייס כבו תיכן הדברת, סוב ארצי לפרזינצי דיבינה, פרינדו צ'רוספינס קורץ שפוטניץ', קרא סלוצ'ס פריקום פלאקרה צ'רסקה, סופטר צ'רוספינס שקורץ, קרא פוס אוציש, אסצינצי, arși, înecați și sufrumați într-un sfințenie a numărului lui Dumnezeu, prin meritul de a da țedaca pentru amintirea sufletelor lor. De aceea, Părinte al Îndurării, odihnește-le sufletul sub aripii divine în veci și adună-le sufletul în buchetul vieții. Domnul este moștenirea lor, odihna lor să fie în grădina Edenului și fie somnul în pace. Să spunem amen. Mulțumesc pentru că ați participat la aceste evenimente. Mulțumesc Centrului de Cultură și a Județului Mariei și Leosului.
acestei întâlniri din această dupămasă. Vă dorim tuturor o dupămasă plăcută. Mulțumim domnului profesor dr. Paul Farcaș pentru... În loc de echipa, întotdeauna în sinagogă se intre cu capul acoperit, partea bărbătească intre cu capul acoperit, iar femeile, dacă bine ne gândim, stau la Esrat Nașim, locul unde femeile și copiii aveau acces. Astăzi, în vremuri moderne, stau împreună și femei și bărbați, doar în comunitățile religioase ultraortodoxe se mai respectă tradiția și există această separație dintre femei și bărbați. Sus erau perdele ca să nu vezi, ca să nu vezi că bărbat care te rogi, să nu vezi femeile, pentru că nu mai aveai atenția concentrată pe rugăciune. Se folosește și în țară, în România, la unele sinagoge. Da. Dar avantajul femeilor era că ele vedeau prin perdele totul. Comunităților din România. Domnul Daniel Stejeran, ce le transmite și ce ne ziceți? Eu aș vrea să vă salut din Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord. Am avut astăzi un eveniment deosebit, un invitat deosebit, pe domnul profesor dr. Paul Farcaș, care ne-a prezentat jurnalul lui Ali Steinmetz. Este un jurnal al unui supraviețuitor al Holocaustului, o poveste de viață reală pe care a trăit-o și experiența din timpul celui de-al doilea război mondial. Ne-am bucurat să avem în sinagogă elevi, profesori, cetățeni ai orașului și Bleu-Silvaniei și nu numai. Și în această dupămasă am reușit ca împreună cu toții să aflăm lucruri și experiențe tragice. Ne aducem aminte de o comunitatea evrească din Transilvania de Nord, care în marea ei majoritate a fost deportată în această lună, în anul 1944, în luna mai, au fost deportați spre lagările de concentrare și exterminare naziste. Bineînțeles, țin să apreciez colaborarea pe care Muzeul Holocaustului are cu primăria din Șimleu-Silvaniei încă de la început, încă de la înființarea muzeului în 2005, 11 septembrie, atunci când primăria și-a dat concursul pentru salvarea acestui monument istoric și pe urmă la toate activitățile culturale, educaționale pe care, care s-au desfășurat în, de-a lungul timpului la Muzeul Holocaustului. Îi salut pe toți cei din Israel, Canada, Statele Unite și câte alte țări ori mai fi direct acum cu noi, bineînțeles comunitățile din, din România și pe cei care mereu sunt aproape de noi, Federația Comunităților Evreiești, încă de la început, prin contribuția pe care și-au adus-o la renovarea monumentului, și mulți prieteni pe care, din câte știu eu, sunt acum în direct cu noi. Vă salutăm și vă așteptăm la Șimleu-Silvaniei să ne vizitați, să vizitați muzeul, să vizitați orașul. Această perlă a noastră de sub măgură, așa cum începem să-i spunem și cum este de fapt. Ior, Shalom din New York.